Activitatea didactică ce presupune prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare este suspendată în perioada 25-29 septembrie, conform unei hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, aprobată de ministrul Educației Monica Anisie. În județul Sălaj, potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, sunt secții de votare în 123 de unități de învățământ, în care învață 19.948 de elevi. Toți aceștia vor face cursuri online atât luni, 28 septembrie, cât și marți, 29 septembrie, urmând să revină în bănci miercuri, 30 septembrie. Directorul Direcției de Sănătate Publică Sălaj, Ligia Marincaș, a explicat că în primele două zile ale săptămânii viitoare, spațiile în care au fost amenajate secții de votare vor fi igienizate și dezinfectate. Reprezentanta DSP Sălaj a mai spus că în prezent, în rândul elevilor sălăjeni, este înregistrat un singur caz de infectare cu noul coronavirus. Acolo unde sunt secții de votare, luni și marți, se vor efectua procedurile de repoziționare a mobilierului școlar în secția de vot, procedura de dezinfecție și este și o procedură de latență în care se permite aerisirea naturală a secțiilor respective. Nu avem un număr mare de pozitivi la copii. Am avut 5 copii, dar dintre care erau pozitivi înainte de a începe anul școlar. Acum, dacă bine mi-aduc aminte, cred că avem numai unul, dacă nu s-a întâmplat ceva de azi dimineață. Deci nu există un număr mare de copii care să fie afectat.